Domnule Dragomir, cum i-ați împăcat în ziua de azi pe Kovács și pe Hațegan? Pentru că tot s-a vorbit despre această fractură. Iertați-mă, informația vine de la Chindia, care anunță că Ișvan Kovács va fi în camera VAR la partida pe care o joacă Chindia. Deci e clar că nu va fi... Ba da, nu stai, se face. Stai. Poate să ți-l duce. E vineri și e duminică, și... ce nu poți să stai vineri la VAR? Cred, dar... nu, cred în 3 minute, în 3 minute i-aș împăca. În 3 minute i-aș împăca. Cum? Asta ține de diplomație. Băi, secret profesor. Am împăcat eu dușmani care s-au alergat cu pistoale să se împuște, alții care s-au făcut le-ai spălat Valentin cu furtunul de sânge. În sediu ligii, da. Doi olteni. Nu le mai dăm numele. Deci pe pace? No. Se pot împăca? Pot com lucra? Numai animalele și alea se împacă, da? Păi oameni. E normal să fii orgolios, sunt valoroși amândoi. Cel bolnav s-ar putea să se pună pe picioare și atunci vine pe turnantă iar puternic? Da, da, pot să facă pace. Până la urmă nu trebuie să meargă în vacanțe și să-și facă revelion împreună. Împăcare de ansamblu e una și alta acum pentru meciul ăsta ce e azi? E joi deja. Îi împaci profesional. Îi împaci profesional până poi mâine. Bineînțeles. O simplă discuție și gata. Fără să-i ameninți cu ceva, că și cu asta îi împaci, și cu amenințarea îi împaci. Păi cu se pare că Vasar azi nu poate să... Eu așa cred că nu o să fie amândoi la meciul. Dar nu o să fie. Deci, deja l-au dat pe Kovács VAR la... Bine, Kovács a fost aseară al patrulea arbitru, a fost rezervă acolo. Vine azi, merge la Chindia ce VAR, ar putea duminică. Dom'le, nu de arbitri duce în lipsă, să știți. Nu de arbitri. Citeam în gazeta astăzi de dimineață și pe ăsta, care vrea să-l pună, dar eu l-aș pune pe Colțescu, care e cel mai bun arbitru din România la această oră. Cel mai bun de departe. Arbitrează de două ori la Steaua. Da, e la Chindia acum, i-a anunțat Colțescu la Chindia. Și ce dacă arbitrează de două ori Steaua, bă, fratele meu? Păi și că... Nu, l-au dat deja la Chindia, asta vă spuneam. Colțescu? Da. Bun. Vin deci Colțescu nu e că arbitrează Chindia. E Radu Petrescu acolo, ideea să n-avem VAR, cine e VAR, eu spun că și Radu Petrescu, ce dacă a comis-o? Da, e un copil serios, să știți. Arbitra și afară, e first, categoria first, e al treilea arbitru al României în acest moment. Toată lumea greșește, să știți de la mine, nu există arbitru să nu greșească. A, vă rog să le transmiteți și domnului Porumboiu, domnului Balaș, domnului Crăciunescu, domnilor, pentru că ei tot timpul ne spun că n-au greșit, adică Cristi mai admite. Au spus că au greșit. Cristi mai admite. Au fost titani. Fără îndoială, dar n-ai cum. Factorul uman, așa cum și un fotbalist greșește, nu-i așa, Florin Gardoș, că greșești. Da, greșești. Factorul uman există. Dacă ești om, greșești. Ideea este să te folosești de această tehnologie, dacă poți, ca să elimini cât mai mult din greșelile pe care le comiți. Că se întâmplă să comiți greșeli, cu toții greșim. Deci, pe marea împăcare, doar din sezonul viitor, că se termină ce e important acum. Convingerea mea este că cei ce greșesc din camera de VAR nu trebuie iertați. Ei sunt și mai vinovați și eu sunt de aceeași părere, pentru că ei au posibilitatea să vadă. Celălalt nu vede decât într-o fracțiune de secundă și decide, dar tu ai posibilitatea să vezi. Înseamnă că sunt necinstiți. Sau fricoși. Nu, necinstiți, nu fricoși. Da, poate e frică de cel de la centru. Cum să-i spun eu lui Kovács, că e Kovács mare, sau e pe teren, dacă ăla îmi spune, lasă-mă că am văzut eu. Da? Îi dai și îl cureți, îl dai tu 5 faze? Și-l cureți. Bine, de regulă, discuția din camera VAR nu e publică sau poate deveni publică, dar e de competența comisiei și a observatorului. Te înregistrează totul ce vorbesc. Eu ascultă și atunci vede că ăla i-a spus uite-te bă și tu zici nu. Bineînțeles.